Eu mi-am exprimat punctul de vedere și luați-l așa, plecat dintr-o sinceritate maximă că n-am nicio fel de treabă cu niciuna de echipă și nu mă puteți vedea pe mine un fan CFR Cluj sau, mă rog, chiar și FCSB. Dar am interpretat fazele respective în baza unei experiențe, zic, acumulate de atâția ani pe arbitru și fazele comportă niște discuții care, terminate, finalizate aceste discuții, duc, din punctul meu de vedere, e o părere, toți pot avea păreri, e o părere că la faza, mă rog, petrecută în careul cu Daua, cu Hențul respectiv, eu cred că trebuia sancționat. Și o să mă întrebați pe ce mă bazez, că, sigur, că e modificat, că e modificat regulamentul și dacă atinge, mă rog, atins călcâiul și na. Toate pleacă de la o simplă idee. Brațul lui era într-o poziție care nu era lipit de corp. Deci era întins și s-a dus mingea către el. Și pentru a exemplifica și mai clar faza respectivă, vă întreb pe toți care sunteți acolo dacă această fază se petrecea pe linia porții și se oprea marcarea unui gol. Ce decizii vedeți că lua arbitru? Domnule Dinu Gheorghe, cum răspundeți la această întrebare a domnului Porumboi? Dacă era Daua pe linia porții, linia porții și oprea marcarea unui gol cu acea poziție a brațului. Aceeași fază, dar era pe linia porții. Acorda penalti, probabil. Alex? Nu comentez. Alex nu comentează. Vă rog, domnule Porumboi. Păi de aici să nu comenteze, că a fost fotbalist de fotbalist. Dacă el are o fază... Ideea este că eu tot nu înțeleg de ce mâna ar trebui să fie lipită de corp. Pentru că atunci când joci fotbal este imposibil să-ți menții echilibru dacă ai mâini lipite de corp. Ai văzut cu siguranță meciurile tari din campionatele europene. Mă leau pe cel din Anglia, care e cel mai reprezentativ. Toți fundașii stau cu mâinile la spate și cu mâinile împreunate să nu cumva să desfacă brațul, pentru că îți mărește area corpului. Creezi un avantaj. Una este să fie, mă rog, corpul care mă rog, poți să aperi, să, mă rog, să parezi o minge sau să... Și alta este când desfaci brațele și atunci este tens. Atunci au venit, mă rog, poate să fie și varianta asta. Eu accept orice variantă, o spune oricine, e părerea lor. Cum eu mi-am exprimat o părere și rămân la aprecierea că arbitru trebuia să vadă faza pe monitor, el să o vadă. Nici nu s-a uitat la ea. Și în privința loviturii pe care a primit-o FCSB, loviturii de la 11 metri? Nu, e o glumă frumoasă. Cum să dai penalti? Când urmăriți picioarele și urmăriți corpul atacantului. Dacă îl vedeți, corpul atacantului, companul, este mai înalt decât jucătorul de la CFR și s-a pleacă cu fundul în spate și automat că el spune că protejează, că trebuie să atași mingea, nu să o protejezi când mingea e într-o dispută. Tu ai prim planul, corect? Da, aici sunteți, înțeleg, de aceeași părere cu Dinu Gheorghe, care are aceeași viziune asupra fazei. Corect. Da, nu controlează mingea, decât el să pune fața de sol. S-a pus în fața lui cu... Se vede și poziția cu fundul, într-un fel cum stă și cum îl... Da. Mă rog, e fiecare, mă rog, dar nu e de penalt, e simulare și cartonaș galben pentru faza respectivă. Atât e. Încolo poate să spună, noi ce comentăm acum, oricum nu se întorc absolut nimic din ceea ce s-a petrecut pe teren. Rezultatul e cel care s-a terminat jocul, doar comentarii care eu îmi permit, fără să am niciun fel de partipric cu nimeni. Când vorbesc de arbitraj, a fost... cum spun, cea mai frumoasă și cea mai serioasă activitate pe care am avut. Domnule Porumboiu, apropo de arbitraj, de conducerea arbitrajului din România, cum comentați această știre care este furnizată de ProSport, că la finalul acestui sezon, Chiros Vasaras, după 10 ani petrecuți la conducerea arbitrajului din România, va părăsi România? Nu, să cei care l-au susținut, trebuie să... să cumpere batiste, cerceafuri, să șteargă lacrimile, să plângă. Dar părerea mea că nu e nicio pierdere pentru arbitrajul românesc. Arbitrajul românesc a avut personalități cu adevărat mari care s-au ocupat de formarea și îndrumarea arbitrilor.
Nu eu credeți că un Ișvan Covaj sau un Ovidiu Hațegan sau alți arbitri, Radu Petrescu știu eu, au beneficiat și de un lobby european pe care l-a făcut Chiros Vasaras pentru ei? Categoric. Asta mi-ați luat ideea din gură, cum se spune. Da. Într-adevăr, meritul aici este incontestabil că având relația care o are cu secretarul general de la UEFA, a dat liber la arbitrii români și mulți din ei au confirmat, ceea ce este bine. Noi românii n-am avut decât 2-3 nume. Andrei Rădulescu, care a fost în comisia de arbitri, stai, dacă a mai fost cineva, nu cred. Dan Petrescu, o perioadă foarte, foarte scurtă, dar fără niciun fel de influență. Și e un lucru foarte, foarte important să ai pe cineva în comisia de arbitri UEFA, FIFA. Vi s-a părut chiar că echipa națională a României a beneficiat de niște arbitraje mai favorabile în această perioadă? Nu, cred că a beneficiat când era arbitru Chiros Vasaras, România. Vă amintiți meciul la Constanța? Dar glumim acum, da. Un pic greu, malițios. Dar nu, n-aș putea spune că nici prezența lui Burleanu e una care să sperie, dar cu toate că e foarte importantă și poziția lui Burleanu și, sincer, eu n-am văzut arbitri care să ne dezavantajeze ca în anii trecuți. Asta este, deci sunt... Dumneavoastră ați fi dispus să preluați această poziție de șef al arbitrajului din România? Nu, nu. În primul rând am preocupările mele. E și o vârstă care îmi place să spună că sunt tânăr, dar nu prea mai sunt. Nu are. Părea mea că eu aș miza fără niciun fel de rezerve, chiar dacă ar fi activ pe Hațegan. Vi se pare că Ovidiu Hațegan ar putea să preia această poziție? Categoric. Și arbitru s-au întâmplat cazul și el corespunde, echilibrat, îl vedea... Așa mi-a plăcut să-l văd pe Tudor, dar el acum a intrat în altă. Mă rog, a luat-o pe alte drumuri din astea. Pe drumuri de munte a luat-o. Mai puțin europene. Da. Domnule Pornuboiu, cum vi s-a părut acest moment al întoarcerii celor de la FCSB după 8 ani ca echipă gazdă în Ghencea pe stadionul Steaua? N-ar părea atât de clar ceea ce vreau să vă spun. Noi gesturile normale vedem că sunt senzaționale. Un gest normal trebuia să se întâmple. E stadion public, făcut din bani publici. Plătesc oameni, cum să nu-i lași? Sau acum, nu știu, s-au rupt două scaune să joci unde? Să joci pe stadionul de la, mă rog, de la... Arcul de Triunf. Și mă gândesc, apropo de danez, să nu se gândească cineva, că pe danez, dacă vă amintiți, într-un meci al echipei primelor reprezentative, s-a jucat, vă amintiți cu toții, da. Dar Dinu și amintește cu mai mare precizie, când am jucat cu danezi și am zis, lasă-mă, că au jucat pe un teren cu nisip, vă amintiți, nu? Da, pe stadionul vechi e național. Pe stadionul vechi. Au tras aia cu nisip, ne-au băgat nisipul în ochi. Acum să gândesc pe cineva, că într-adevăr nu poți juca să te prezinți la un meci care e foarte important, cu o echipă, știu de unde, din mă rog, din Danemarca, o echipă foarte bună, să joci pe stadion. E o rușine. Aici e o rușine. Și nu știu ce, nu intervin. Ce au făcut? Sunt trei scaune rupte. Lasă-i pe să joace. Stadion național, stadion făcut din bani publici. Da. Sperăm ca totuși pentru joi, domnul Becali ne-a dat de înțeles că există un acord. Deja s-a comunicat, dar a fost și aici iarăși un semn de întrebare. Eu am știut. Da, dar de asemenea, Gigi Becali subliniază faptul că dacă nu ar fi vorba și pentru acest meci cu Norceland și pentru meciul cu CFR, dacă n-ar fi fost vorba de implicarea premierului Ciolacu, nu s-ar fi întâmplat lucrurile acestea. Cel mai, dacă am ajuns la treaba asta ca primul ministru să ocupe de treaba asta, închidem ochii și mintea și ne întoarcem în urmă cu 30 de ani când primii secretari
când primul faceau tot ce s-au primul ministru, deci să implice. Era o chestie de bun simț, că respecte și legea cei de la Steaua, că nu e stadionul făcut din banii armatei. Era trebuia să ajungă la treaba asta. Dacă plătesc oamenii și plătesc destul de bine, de ce să nu joace? Și acum bine că e o veste care, mă rog, nu te mai întristează ca și, mă rog, iubitor al, sau, mă rog, care să reprezinți România, că să joci pe stadionul unde îți numai cuie băgate, cum se spune, de la Ruibiști în teren, în gazonul ăla, mai puțin și-a spus mingea. Deci să reprezinți un meci și așa e normal, stadionul e foarte bun, poți să vezi un spectacol agreabil. Dacă e așa, e perfect, așa e. Eu am crezut că rămân varianta. Inițial a existat această idee, această informație, că nu, așa și cei de la FCSB au știut, că i-au transmis către UEFA stadionul Arcul de Triunf ca gazdă pentru acest meci. Dar ulterior s-a ajuns totuși la un acord cu Clubul Sportiv al Armatei și chiar dacă s-a depășit termenul la UEFA, s-a transmis... No, UEFA acceptă că n-au niciun interes să joci cu 7.000 de spectatori și pe un teren care nu e pe acum... Da, mai ales că Naționala de Rugby a României tocmai a jucat sâmbătă un meci. Dar mai joci 3-4 meciuri acolo și mai vine și o ploaie ceva, că asta nu e pentru... Mă rog, da, e bine, dacă e așa e bine, e un lucru.